cu luciditate și curaj, cu credința fermă în viitorul românesc al României. Scrisoare deschisă, adresată foștilor membri și simpatizanți ai PRM. Stimați colegi, am fost invitat să particip la revigorarea Partidului România Mare. Mi-am luat răspunderea reușitei acestui proiect atât de important pentru soarta României și știu bine că reușita nu poate fi obținută decât printr-un efort comun, colectiv, al românilor capabili să se dedice ideii naționale. Situația grea în care a ajuns România are o mulțime de cauze. Printre aceste cauze se numără și ieșirea Partidului România Mare din Parlamentul României în 2008. În Europa de azi este de neconceput o țară care să nu beneficieze de prestația unui partid naționalist, un partid care să-și facă auzit punctul de vedere și chiar să intervină în derularea evenimentelor politice. Suntem probabil singura țară europeană în al cărei parlament nimeni, niciun partid, niciun parlamentar nu face politica interesului național. Mi-ar fi fost imposibil să refuz invitația care mi s-a făcut de actuala conducere a PRM. Mă onorează această invitație și am acceptat-o, contând pe oamenii pe care îi cunosc din PRM sau din afara acestuia, oamenii a căror disponibilitate să fătuiască spre binele comunitar, național, o cunosc foarte bine. M-am prezentat la post cu un proiect de strategie politică cu două componente. O strategie pe termen scurt, până la alegerile din decembrie 2016, și alta pe termen lung, vizând structurarea unui partid care are toate șansele să devină unul dintre primele trei partide din țară. Ne concentrăm în momentul de față pe strategia care vizează succesul la alegerile din decembrie. Nu va fi ușor. Partidul România Mare și, în general, linia politică naționalistă patriotică sunt ținta unui sabotaj general din partea autorităților. Suntem ținta unui blocaj mediatic, în primul rând, extrem de tenace de perfid. Fără sprijinul televiziunii, al mass mediei, nu ne va fi ușor să comunicăm cu publicul, cu cei dispuși să ne dea votul, să ne susțină, să vină alături de noi. Știm însă că, în ciuda celor întâmplate în ultimii ani, a greșelilor noastre, unele greu de iertat, electoratul român, cândva atașat de PRM, a rămas fidel imperativelor naționale. Revenirea Partidului România Mare în viața politică depinde de votul acestor români naționaliști, patrioți, iar acest vot depinde de eforturile pe care îl vor face membrii partidului în răstimpul rămas până la alegeri. Succesul dorit depinde de felul cum vom găsi calea spre inimile oamenilor, fără promisiuni deșarte, cu luciditate și curaj, cu credința fermă în viitorul românesc al României. Cei mai mulți membri ai PRM s-au dat deoparte în ultimii ani, fiecare cu motivul său, și respectăm decizia fiecăruia. Dar nu există motive serioase pentru că acum, când țara se află în pragul unui colaps general, să stăm deoparte, să privim din tribună ce se întâmplă cu țara. Îi invit așadar pe membrii PRM, retrași din activitate, să revină în Partidul România Mare, indiferent de motivele retragerii de odinioară. În acest scop, i-am telefonat de unăs generalului Radu Teodoru, venerabilul Radu Teodoru, membru fondator al Partidului România Mare, cerându-i sprijinul atât de prețios. Iar dacă domnia sa nu a precetat să răspundă prezent la această chemare a istoriei, postulez, niciunul dintre foștii membri și foștii susținători ai Partidului România Mare, mai tineri decât generalul Radu Teodoru, nu au dreptul,
și nici nu pot avea motive serioase să rămână în afara acțiunilor și activității prin care ne legăm împreună să readucem Partidul România Mare în Parlamentul Țării, să readucem patrioții la guvernarea României. Acesta ne este scopul, ținta eforturilor noastre în următoarele luni. Doamne ajută!